Sărbătoarea Bobotezei a adunat astăzi, 6 ianuarie 2024, sute de pelerini la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. De dimineață s-a oficiat slujba catistului, iar apoi arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și un diacon. Părintele Stareț a vorbit în predica adresată oamenilor despre importanța și semnificațiile praznicului botezului Domnului. În taina Sfântului Botez se pregătește începutul învierii oamenilor, mai întâi învierea sufletului de păcat prin credință, viață curată, prin fapte bune, iar apoi la învierea cea de ofte și învierea trupului din stricăciune. Pentru a trăi veșnic în iubirea Preasfinte Trăimii, așadar, legătura tainică între botezul din biserică, începutul intrării omului în împărăția cerurilor, este conținutul cel mai profund al tainii Sfântului Botez. După citirea rugăciunii amvonului, s-a ieșit în procesiune spre altarul din apropierea bisericii Acoperământul Maicii Domnului, unde s-a săvârșit rânduiala Sfințirii Apei Celei Mari. Mă iartă, ceea ce ești prea bună ca să strig către tine fără de o sândă, să grăiesc acum, te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorul de oameni. A toți iitorule împărat, cel ce ești mai înainte de veci, te slăvim pe tine, ziditorule, făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, fiule al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznic cu ce a trecut prunc te-am văzut, la acesta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-ai arătat, desăvârșit Dumnezeu nostru, cel desăvârșit. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Sfântul Duh chip de porumbel păugărându-se, zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe Făcătorul întrupat. Pe stăpânul în chip de rob, Iordanul s-a întors înapoi, munții au saltat, văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Doamna aceasta! Oh,
aibă spre curățirea sufletelor, trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre tot folosul de trebuință. Căci... Amin. În Iordane botezându-te tu, Domnule, închinată inimisoară ta, că glasul părintelui a mărturisit. Părinții slujitori au intrat apoi în locașul de închinăciune. Oamenii au fost miruiți și li s-a oferit aghiazma mare și anaforă. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a ținut un cuvânt impresionant creștinilor, în care a oferit mai multe povețe folositoare. Mare binecuvântare pentru toți creștinii ortodoxi de pretutindeni. Așa încheiem sărbătorile Crăciunului, a nașii Prumșorului Iisus Hristos, prin botezul Domnului, boboteaza și apoi o zi foarte importantă mâine, când cinstim și sărbătorim pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Și dimineața, cu rugăciune, pragălă, fiecare ce aveți dată de la duhovnic, primind la spovedanie, luați aghiazmă mare și Sfânta Anafră, închinându-vă, și apoi începeți ziua binecuvântată. Starea noastră duhovnicească, sufletească, este foarte bun atunci când un creștin bun în fiecare dimineață ia Sfânta Anafră și aghiazmă mică, când nu este aghiazmă mare. Măicuța Domnului să vă răsplătească jertfa de astăzi, să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze acest an nou. Cei care, de mila lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, ați fost prezenți în noaptea de anul nou și Crăciun, împreună cu părinții slujitori monahi din această mănăstire, unde s-a săvârșit și se săvârșește Sfânta Liturghie mezi de noapte de peste 33 de ani, ați avut o mare binecuvântare și, cu adevărat, un bun creștin începe binecuvântarea lui Dumnezeu în anul nou, pașii evlaviosului creștin, prin biserică, rugăciune, așa că mă bucur că vă revăd ce vă văd astăzi în această sfântă, binecuvântată zi. Iar ce faceți frățile voastre în fiecare sărbătoare duminică, asta înseamnă că vă căutați frumos de suflet și de mântuire, atât timp cât sunteți și suntem în slujba lui Dumnezeu. Aghiazma mare, care vom lua cu sfințenie, cu trăire, cu evlavie, să vă aducă multă binecuvântare, dar și tămăduire trupească. Dacă o servim, o luăm și o gustăm cu credință, cu adevărat ne vom face sănătoși. Astea sunt armele unui creștin bun. Crucea este împotriva celui rău, să luptăm cu ea. Arma biruinței. Aghiazma mică, care sfințim casele și depărtăm de la casă tot ce e rău. Este voie și binecuvântare în fiecare zi să vă sfințiți casele, gospodăriile și tot ce aveți în jurul gospodăriei, cu credință și pioșenie. Vedeți, cu adevărat, am simțit și vei simți și vom simți dacă o luăm cu credință aghiazma mare, care aduce o purificare, o curățenie, sfințenie, atât în casele noastre și asupra noastră. Măicuța Domnului și toți sfinții, să vă ajute să vă binecuvinteze cu ani mulți, să vă prelungească milosivul Dumnezeu anii, să vă bucurați de tot ce ați mâncit în viață, de copilaș, de nepoți, de strănepoți, și rog pe milosivul Dumnezeu și Măicuța Domnului să aveți o viață frumoasă, liniștită, cumpătată și să încercați, dragii mei, cei dumneavoastră sunteți de altfel, cum spun eu de fiecare dată, podoba bisericii. Să încercați să fiți mai tot timpul în slujba lui Dumnezeu. Vedem cu ochii noștri încercările care sunt asupra noastră tuturor. Ne mirăm și ne gândim, deseori vedem, nu bătrâni când pleacă la cimitir,
și foarte tineri care merg spre cimitir. Vedeți că Dumnezeu nu te întreabă că ești tânăr sau bătrân, slugă sau stăpân, mai amar ca ceasul morții lui. Dar cutremurător este ce auzim astăzi, din lipsă de credință. Cei care nu credem în Dumnezeu și nu facem voia lui Dumnezeu și nu suntem în slujba lui Dumnezeu, auzim zi noapte tineri care se sinucid. Foarte mulți în ultima vreme, dacă ați auzit, se sinucid. Dar eu iarăși spun că duminica trecută am îndată 60 de ani, dar n-am crezut că în România la noi pot fi droguri. Și începând de la elevi, studenți, și nu mai spun mai departe, câți astăzi se droghează. Vai de familia aceea, de mama și tata, că am avut părinți care au rămas goi pe dinăuntru, fără nimic. Le-a vândut tot ce a avut pentru droguri copiii, tânăr, care a început puțin să mă ia în derâdere, așa, la început, și i-am răspuns frumos. Am avut de la Dumnezeu, poate că liniștea aceea, să-i răspund frumos. I-am vorbit frumos și iarăși frumos. De câte ori mă râdea, iarăși vorbeam frumos. Mă umilea în cuvinte urâte. Și atunci, la urmă, se uită la mine în ochii mei așa și începe a curge lacrimi și îmi mulțumește. Îmi mulțumește că am vorbit cu un drogat. Și pentru prima dată în viață, când un părinte îi vorbește calm și îl încurajează și că gândul lui este să se tămăduiască. Cine ar dori, ferească Dumnezeu patima și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ridicăm. Cine este bucuros, fer Doamne, dar aceste droguri nu vin că ești prea necăjit. Le e că ești prea necăjit. O stare mai bună a unora care zice că prin droguri sunt foarte fericiți. Dar nenorocesc viața părinților care le-au născut și crescut. Care părinte și-ar dori să aibă un copil să-l vadă drogat mai tot timpul? Ce viață este aceea? Nu ai niciun simț, nu cunoști pe nimeni. Totul face râzând. Dacă suntem un popor bun, creștin, evlavios și măicuța Domnului iubește România, grădina Maicii Domnului este în Sfântul Munte, așa este și România. Un popor binecuvântat, evlavios. Atunci să luptăm și să ne rugăm, nu să prigonim pe cel care are probleme. Și din contră, să-i vorbim frumos. Dacă putem, să-l ajutăm, să-l ridicăm. Și Hristos Dumnezeu știe cât de greu este pâinea câștigată în afară. Dumnezeu știe că de umiliți sunt românii noștri, cei care spală pe cei în vârstă, nu mai spun eu mai departe. Românii sunt slugile celor din Occident. Dar pentru ce au mers? Au mers că nu mai pot de bine, au mers pentru copilași. Mulți sunt în facultăți copiii, făcând munca, umilința de zi cu zi în afară, în Occident. Ca să-și vadă copiii la locul lor, la un serviciu bun, să-și termine o facultate. O mamă se jerfește, o mamă lucrează cu ziua, poate, ca să-și vadă copilul la locul lui. Câte mame nu vin plângând la noi că le-au furat bănuții de mormântare. Este cutremurător ce auzim astăzi, când o mamă ia o pensioară de la CAP. Cunosc o persoană care vine și tot în cer un sfat, ce-ar putea face pentru fiica ei care îi fură bănuții zi noapte și bănuții la mormântare care nu are măcar cu ce face un parastas la soțul ei răpăsat și se pregătea așa pentru duci, ca orice om bătrân, pentru plecare, o hăinuță, un costumaj, un prosop, ce are, cum e tradiția în poporul nostru creștin. Și de două ori până acum mi-a furat părinte bănuții toți. Poate să moară acest om, acea fiică, acel fiu, care a ajuns până acolo să ia bănuții de mormântare, în loc să se bucure că totuși mama lui până și acolo s-a gândit ca nu cumva să cheltuiască copilul lui la mormântare,
să cârtească, ci să-și pregătească plecarea singurel, din munca, truda, sudoarea, ca lucrat în soare zi noapte la ceapeu, unde știți bine câte o pensie de ceape. În loc să te duci în fiecare duminică, măcar, nu o duminică, la o lună, să-i săruți mâinile amândouă, obrajore și fruntea, cerând binecuvântare și să o bucuri cu o pâine măcar, tu te duci și-i furi munca de o viață, ca să nu aibă să fie dusă pe ultimul drum ca un creștin. Iertați-mă, dar n-aș dori să vedeți și să vedem sfârșitul acelor copii care își bat joc de părinților. Părinții noștri și a dumneavoastră sunt niște comori, așa că cât îi aveți în viață, bucurați-i cu un cuvânt bun. Eu nu cred că vor ei de la dumneavoastră să-i duceți mari daruri, ci un cuvânt bun, un cuvânt bun, și să, chiar dacă sunteți necăjiți, să nu-i spuneți durerea dumneavoastră, că sărmanii nu mai au somn noaptea, tot la fiica lor, tot la copilul lor, se gândesc la starea lor, la starea dumneavoastră a tuturor. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cei care mai aveți părinți, așa că sunteți foarte fericiți. Cei care aveți, sunteți foarte fericiți, nu așa? Iar soția, am mai spus-o și nu-i caz până azi, va da răspuns dacă nu lasă soțul să ducă la părinți cu o bucată de pâine, cu un bănuț. Sau soțul, per Doamne, să oprească soția, să ducă un ajutor la părinți. Atât de multe cazuri am și avem părinți prigoniți și chinuiți de copiilor. Nu de mult am văzut un caz, când a fost întrebată, acum la altăieri, dacă are ce trebuie, nici nu putea să meargă pe picioare, a zis că nu-i trebuie nimic, doar căldură. Să-și facă milă cineva să-i ducă lemnul. Și bine, și mâncare? E, are grijă Dumnezeu cu pensioara de ceapeu, mai dau la o vecină să-mi aducă mâncare și mă pun pe un scaunel, mai tai o ceapă, un morcov și un fac eu. Să am căldură, că n-am căldură. Câți oameni suferă și vreau să felicit și să binecuvântez pe cei tineri care au venit nu de mult. Au auzit în biserică, spunând după predică, că merg pe teren și ajut săraci, orfane, văduvele. Și au venit cu ajutoare, haine, alimente, cu mare bucurie să le duc la cei săraci. Și s-au plâns că au fost undeva cu un microbuz de alimente și le-au vândut toate după ce au plecat ei. Îngăpiți-vă dumneavoastră cât suferă de foame și tu te duci, te înduri să vinzi mâncarea celui orfan și sărman și a văzut. Câte zi fericită! Vă spun în numele Sfânt al lui Dumnezeu, e o zi mare, cât de bine mă simt când văd cineva se bucură că îi dau o cățică de pâine. Cu siguranță și dumneavoastră, cred că nu puteți să înghiți până nu faceți o faptă bună la cel care într-adevăr merită. Vă mulțumesc și vă dat prostii că ați venit în număr mare să vă fie de folos atât Sfânta Liturghie, rugăciunea și aghiazma mare spre sfințire și sănătate trupească. Pelerinii au luat apoi aghiazma mare pe care o vorbea pe nemâncate în fiecare zi până pe 14 ianuarie, înainte de anaforă.